De ce parlamentari creștini sprijină legi nefavorabile creștinilor? E întrebarea voastră a celor care mă urmăriți pe Facebook. Este însă o întrebare care denotă a realitate indiscutabilă și care mă preocupă și pe mine de mulți ani. În ultimele 30-40 de zile au trecut prin guvern și senat mai multe legi care ne subminează valorile și suveranitatea națională. Toate au semnătura senatorilor creștini. Toți sunteți îngrijorați, nu doar că cei care pretind să gândească și să creadă ca noi, votează împotriva intereselor noastre, dar și viteza cu care legile se adoptă, fără a ne da posibilitatea, oră gazul, să le digerăm și noi puțin, ceea ce este îngrijorător. Este practic imposibil pentru societatea civilă să înțeleagă sensul complet al acestor legi uluitor de proaste și apoi să vi le explicăm. La urma urmei, de asta ne urmărit pe Facebook. Exemple. Legile DECA propuse de guvernul PSD, PNL, UDMR și semnate de parlamentari creștini. Legea Barnevernetului în România propusă de guvernul PSD, PNL, UDMR și semnată de parlamentari creștini. Legea Reurbanizarea în 15 minute, propusă de guvernul PSD, PNL, UDMR și susținută de parlamentari creștini. Cu doar puțin ore înainte de a începe să scriu aceste rânduri, mi-a intrat pe WhatsApp încă un proiect de lege. Un urmăritor își exprimă îngrijorarea față de un nou proiect de lege și îmi cere opinia. Practic, proiectele acestea au devenit atât de multe, încât e imposibil să le înveți pe de rost în câteva minute. Aveți dreptate, dragi români. Voi vă exprimați îngrijorările în simple cuvinte de genul vor să ne ia copiii și formule similare. Țara fierbe, fiind ținută în întuneric de parlamentari. Legile acestea vor transforma România într-o colonie aservită Uniunii Europene. Ne vor închide minele, ne vor fura portul Constanța, ne vor fura pădurile, ne vor închide câmpurile petrolifere, ne vor confisca și copiii. Peste noapte și fără să ne dăm seama. Parlamentarii creștini își aduc contribuția la aceste efecte dezastroase. Au făcut-o, o fac și vor continua să o facă. În 2016 ne-au pus pe grumaz Convenția de la Istanbul, iar în 2021 ne-au impus articolul 369, care penalizează incitarea la ură. Dacă un botezător ar trăi azi și ar transmite același mesaj pe care le-a transmis acum 2000 de ani, ar ajunge din nou în închisoare. Articolul 369 votat de parlamentari creștini ar duce inevitabil la acest rezultat. Relatează Peter Costea pe pagina de Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.